Constanțenii sunt revoltați de existența atâtor spații lăsate în paragină. Urbea de la malul mării este împânzită de clădiri abandonate care se degradează pe zi ce trece. Cele mai multe dintre ele se află în zona centrală a orașului. Normal ar trebui totuși cât mai urgent rezolvată treaba, deși tărăgânează de foarte multă vreme, ca și alte, de fapt, lucruri din ultima vreme. Sute de clădiri nefolosite sunt în administrarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat. Dintre acestea, cele care au fost lăsate să se deprecieze sunt de ordinul zecilor. Totuși, reprezentanții regiei spun că au în plan un amplu proces de renovare pentru multe dintre ele. Avem spații foarte frumoase, spații aranjate, e adevărat, puține în stadiul acesta, în care putem intra la cheie și putem încasa chirii semnificative, pe care regia le-a folosit, din punctul meu de vedere, neconform cu o viziune de dezvoltare, și anume, noi avem acolo o arhivă, este spațiu de pe dezrobire, este foarte simplu, nu trebuie să fii doctor în economie ca să-ți dai seama că o arhivă nu ar trebui să fie pe o stradă cu puternic trafic pietonal sau cu un vad excepțional comercial. Nu este nevoie. Am găsit soluții și anume tot ieri am identificat un spațiu pe strada Izvor unde putem repara, putem reabilita acel depozit și îl putem folosi ca arhivă. Noua administrație RAI-DPP și-a propus să renoveze o parte dintre spațiile pe care le are în evidență și să le găsească o utilitate. De exemplu, spațiul din spatele meu ar putea găzdui arhivele regiei atunci când va fi reabilitat. În trecut, Piața Ovidiu purta numele de Piața Independenței, iar de-a lungul timpului a fost locul la care s-au raportat o serie de oameni de cultură, istorici și artiști. La tot pasul întâlnești vestigii ale cetății antice, dar și clădiri care odinioară erau mândria comunității. Astăzi, multe dintre ele se află, din păcate, într-o stare avansată de degradare. O altă clădire cu un potențial uriaș, dar lăsată în paragină, este aceasta. Ca ea, sunt multe altele, mai ales în centrul istoric. Domnul Ion stă de o viață pe strada Aristide Carațali. Este dezamăgit de felul în care a ajuns imobilul de lângă casa lui. A stat o doamnă asistentă, a decedat, a venit altcineva, a luat nepoată, a abandonat-o, s-a mutat la bloc. A venit altcineva, a venit oamenii străzii și era și dea și foc. Era distrusă, i-a rupt scara înăuntru, i-a distrus toate geamuri, uși, tot e distrus. În spate la fel. Autoritățile spun că vor acorda o atenție specială imobilelor cu potențial comercial și turistic, în special celor situate în Piața Ovidiu. Până când aceste planuri vor fi puse în aplicare, constanțenii așteaptă nerăbdători ca aceste clădiri să primească strălucirea de altă dată.